Uh, mulțumesc, uh, vă rog, domnule Ionașcu. Eu, atunci când m-am referit la faptul că oamenii care vin în funcții publice trebuie să aibă expertiză uh, anterioare, la exact treaba aceasta m-am referit. Sigur că este foarte simplu să ai un gen de discurs prin care spui tu cât de victimă ești în timp ce nu mai poți de deștept, acuzând pe alții că uh, vor să te anuleze pe nedrept. Sigur că discursul nu are nimic pragmatic. M-aș fi așteptat la un dosar bunăoară să aud că dosarul acela, pe toate acuzațiile, este absolut nedrept. Nu că cineva este împotriva mea. Pentru că mă aduc aminte de o altă campanie, fără penali în funcții publice, care era la fel de steril. În altă ordine de idei, dacă luăm achizițiile publice și ne referim la dosarul acela cu vaccinurile, Păi, doar nu cred că domnul Pălărie poate să spună că pentru mine este drept ca statul român să cheltuiască 10 doze când mie nu-mi trebuiau și puteau să nu o facă. Mulțumesc, domnule Ionașcu, foarte rapid.